Călărețul fără cap, pista nouă. Zilele treceau, dar taina coșulețului stăruia. Curând moris a avut guria unui dar asemănător. Primi alt coșuleț, cu altă sticlă de vin și alte bunătăți. Săriră din nou cu întrebările asupra slujnicei, dar nu putură scoată nimic de la ea. Un gentleman mi l-a dat. Un gentleman necunoscut, același de data trecută. În plus spunea că gentlemanul este foarte negru, că avea o pălărie strălucitoare și că venise călare pe un catâr. Moris rămase nemulțumit de cele aflate, dar căuta să nu arate nimic din ce simțea. Nici chiar pe lim nu bănuia visele în care se legăna mustangerul. După două zile, când primiră al treilea coșuleț de la același gentleman cu părăria strălucitoare, Moris fusilit să se trezească din visele sale. Coșulețul era aitoma cu celelalte două, numai că înăuntru se afla o scrisoare. Nu-i decât Isidora, mormăi Moris privind scrisul. Rupse cu nepăsare plicul și citi. Dragă senior, de o săptămână mă aflu în casa unchiului Silvio. Am auzit de boala dumitale și de faptul că ești rău îngrijit acolo la hotel. Doresc să-ți îndulcesc puțin suferința? Primește-te rog acest mic dar în amintirea marelui serviciu pe care mi l-ai făcut scriu în șa înaintea plecării mele pe Rio Grande. Binefăcătorul meu, salvatorul vieții mele, mai mult al cinste mele. Adio, adio. Isidora Cavarubio de los Lanos. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, dragă Isidora, Șoptim ustangerul, împăturând scrisoarea și aruncând o nepăsător pe pad. Întotdeauna recunoscătoare, atentă, bună. Dacă n-ar fi fost lui Spondexter, poate că te-aș fi iubit. Călhom își petrecea tot timpul în camera lui somptoasă. Egoist, înăcrit cum era, nu credea în prietenie și de aceea nici nu avea prieteni. Suferințele ei fizice erau sporite de chinuri sufletești, de conștiința singurătății lui. Oare va scăpa teafăr fără vreo vătă mare? Cui păsa de asta? Nimeni nu se neliniștea în mod sincer de soarta lui și Kelhom știa bine acest lucru. Dacă îi se arăta oarecare atenție, era numai mulțumită legăturilor de rudenii. Nici nu se putea altfel. Purtarea capitanului față de verișoara și de vărul său nu avea cum să-l facă mai respectuos. Mândrul Woodley Pondexter nu treia doar dezgust față de el, un dezgust amestecat cu teamă. E drept că simțământul acesta se-i vise de puțină vreme în sufletul bătrânului plantator. Așa cum a mai spus, Pondexter îi era îndatorat, iar datoriile crescuseră într-o asemenea măsură, încât Căsei Călhom devenise de fapt adevăratul stăpân al casei del Corvo. Și el se bizuia în orice împrejurare pe această stare de lucruri. În ultima vreme, Kelhom se străduia din răsputeri să profite de situație pentru a obține mâna lui Izei. O iubea de mult, cu patimă, nu fusese în stare să-i cucerească inima și fata nu-i ascunde asta. De aceea se hotărâ să-și atingă scopul cu ajutorul tatălui ei, conștient de puterea pe care o avea supraplantatorului. Nu-i de mirare deci, că în atmosfera asta, în tot timpul că la pat cu viața în primejdie, îi se dădu mai puțin atenție decât în alte împrejurări. În perioada când simțise lămurit amenințarea morții, Călhom devenise parcă mai bun cu cei din jur. Dar asta nu ținu mult de îndată ce înțelese că primejdea a trecut, în el se trezi din nou sălbăticia firii lui nestăpânite, sporite acum de conștiința rușinoase în frângeri în duelul cu mustangerul. Îi plăcea să arunce praf în ochii celor din jur, să o facă pe eroul, să se arate mai cumoț decât toți. Numai că de acum înainte își mâncase papara. Băștinașii aproape că nici nu-l mai luau în seamă și asta îl chinuia complet. Era peste puterile capitanului Kelhom să recunoască deschis că omul care l-a omilit e rivalul lui de dragoste. Din această cauză, Morismus Mustangerul trebuia să moară. Dacă nu de mâna lui, alu Casey Kelhom, atunci de mâna altcuiva. Capitanul era încredințat că va găsi în preria întinsă a Texasului un ucigaș lacom de bani. Aurul doar e tot puternic, ori Kelhom avea destul aur și nu era greu să cumpere mâna unui ucigaș. În singurătatea odăii sale, așteptând să se îndrăvenească, călhom plănuia cu înfrigurare moartea mustangerului. Voia să găsească o nealtă, un om care să ucidă pentru bani. Își aminti deodată de un mexican, mustanger ca și moris. Era convins că între ei doi nu pot exista legături de prietenie. Oamenii cu această îndeletnicire unică în felul ei aveau o faimă proastă în Texas. Mustangerii erau de obicei indivizi proveniți din drojdia societății. Când se aflau un Sentlement? să că iau oamenii cum se cade cu veșnicile lor scandaluri. Dar să întâlnești vreunul în preria pustie însemna să nu mai fi sigur de viață. Casey Kelholm își aminti deci de un asemenea individ potrivit pentru ceea ce plănuia. Își amintea de asemenea că îl vedea mereu la tavernă și că îl zărise în seara duelului. Omul cu pricina era unul dintre cel care îl purtase pe targă după duelul fatal. Îi suna în ureche o vorbă aruncată de mexican la adresa lui moris Geral, care arăta lămurit că nu este prieten, ci din potrivă. Mai târziu, Calhoun află că mexicanul era un dușman înverșunat al lui Morris. Hotărât deci să se oprească asupra lui, îl chemă la el, iar după aceea începură să se întâlnească tot mai des. De fiecare dată se încuia un odaie și discuteau un lung. Cei din jur nu bănuiau nimic. Cum musafirul capitanului se îndeletnicea cu negoțul de cai și de vite, se presupunea că au relații de afaceri, lucrul cât se poate de firesc. Mexicanul însuși fusese convins la început că acesta este rostul întâlnirilor cu capitanul. O vreme destul de îndelungată nu discutară decât despre afaceri. Și retul Iancheu din Mississippi nu și-ar fi dezvăluit adevăratele gânduri față de un om pe care nu-l cunoșteam de ajuns. Și abia după o trebușoară cât se poate de bănoasă pentru mexican, dată din Belșu cu băutură bună, Kelhom se apucă să-l scodească mai amănunțit despre relațiile lui cu Morris Mustangerul. Discuția asta îl convinse pe capitan că se poate bizui în totul pe mexican, că omul e gata să facă orice iar cere, să și ucide la o adică. Mexicanul nu și-ascundea ura față de Morris Mustangerul și-l ura pentru același motiv ca și casei Kelhom. Totul pornea de la o femeie. Morris se abătea din când în când de la o doncela cu ochii negri pe malul lui Rio Grande și fata începuse să prefere tovărășia mustangerului irlandez în locul mustangerului mexican. Mexicanul nu pomeni numele fetei și Kelhom nici nu-și dădu osteneala să-l întrebe. Câtă vreme ză cu Moris, capitanul se întâlni mereu cu mustangerul mexican, cu care discutară îndelung și în mare taină. În tot acest timp, chipzuirea a anunțit un plan. Dacă ajunse răsăl desăvârșească sau nu și ce anume gânduri diavolești aveau, aceasta era secretul lor. Lumea din jur băgă de seamă că Micuel Diaz, poreclit El Coyot, adică lup de stepă, și Casey Calhom deveniseră prieteni nedespărțiți. Mulți se mirau de această prietenie ciudată. Ziua începe odată cu răsăritul soarelui pe plantațiile Texasului. Clopotul care cheamă sclavii negri la muncă, trezește în același timp și pe stăpân. Așa se statornicise rânduiala pe domeniul casei del Corvo încă de pe vremea vechiului proprietar. Familia plantatorului american nu schimba acest obicei, cei drept nu din dorința de a respecta o tradiție, ci pentru că natura însăși îi impunea. În Texasul însorit, unde primăvara domnește aproape fără încetare, era păcat să trândăvești în pat în diminețile înmiresmate. Frumoasă ca însăși zorile, lui stătea pe azotee sprijinită de parmalăc. Ochii ei căutau absent spre soarele al cărui disc începuse să se ridice în zare. Pe semne că gândurile îi rătăceau departe, nu auzea cântul păsărelelor ce prind glas de la întâia geana zorilor și nu vedea nimic în jur. O umbră îi stăruia pe chipul întristat și o șoaptă care îi scăpă fără voie îi trădă taina. Poate că e grav rănit, poate că e pe moarte, și eu nu pot nici măcar să trimit pe cineva până la el. N-am încredere în nimeni. Unde o fi zăcând? Cine l-o fi îngrijind? Acum are nevoie de ajutor, de înțelegere. Dar unde o fi dispărut Zebstuf? N-a mai dat de o veșnicie pe la noi. Tânăra creolă își aruncă privirea în lungul drumului ce ducea spre fortul Age. Zebstuf trecea adesea pe acolo, dar acum nu se vedea pe nicăieri. După câteva clipe, lui se întoarse brusc. I se păru că aude pe cineva venind din partea opusă. Într-adevăr, din desișul verde al crângului, apăru un călăreț. La început fu încredințată că e un bărbat, dar curând își dădu seama că s-a înșelat. Era o femeie îmbrăcată în haine bărbătești, care se ține în șa tocmai ca un bărbat. Un văl străveziu îi acoperea chipul, încât era greu să-i distingi trăsăturile. Totuși, lui. Louise nu-i scăpă ovalul frumos al feței oacheșe cu o ușoară rumeneală în obraj, întrezerit de asemenea doi ochi frumoși și negri strălucitor ca stelele din sud. În urma necunoscutei venea un alt călăreț, pe semne slujitorul ei. Cine să fie? Se gândi lui Spondexter și cu o mișcare grăbită duse la ochii binoclului ei micuț, dornică să vadă mai bine pe ciudata călăreață. E o mexicană fără îndoială, iar omul de pe catâr e servitorul ei. Vronobilă, seniorită, cu siguranță. Credeam că locuiesc toate pe malul celălalt al lui Rio Grande. Ah, servitorul duce în mână un coșuleț, dar ce-o fi înăuntru? Și ce-i aduce la noi în setlement? Săptămâna asta e a treia oară când o văd trecând. De bună seamă că locuiesc undeva pe o plantație din josul râului. Dar ce călăreață excentrică! Am auzit că așa călăresc mexicancele. Ce-ar fi să fac și eu la fel? Cum s-ar mai minuna mamele noastre puritane? Ha! Parcă le văd și cum s-ar îngrozi! Ha! Din desiș, țâșni pe neașteptate o antilopă, tăind drumul. Călăreața își smulse vălul de pe față și își roti mâna dreaptă de câteva ori prin aer, închipuind tot atâtea cercuri. Oare ce vrea să facă? șopti lui A, un laso! Seniorita mânuia în chip desăvârșit arma națională a mexicanilor. Cu o mișcare de baci, i-aruncă la soul de gâtul antilopei, strânse lațul și animalul amețit căzu la pământ. Servitorul zori catârul, sări jos într-o clipă, scoase un cuțit și înjunghi antilopa. Apoi, aruncând leșul pe spinarea catârului, se săltă în șa și porni în urma călăreței. Între timp, seniorita strânsese la soul. Lăsându-și vălul pe obraz, ea și văzut liniștită de drum ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. O tulburare nedeslușită o cuprinse pe Luiz. Oare să fie ea? Ea? El spunea că e de seama mea, numai puțin mai scundă. Spunea că locuiește pe Rio Grande și că vine din când în când pe aici, pe Leona, la niște rude. Dar cine e călăreața? De ce nu l-am întrebat atunci cum o cheamă? Oare ea să fie? Cufundată în gânduri amare, Luiz rămăsese pe azote, urmărind călăreața și pe însoțitorul ei care se depărtau. Abia dispăruseră în crâng și dintr-acolo se-i un alt călăreț care se îndrepta neîndoielnic spre hacientă. Chipul lui Izei se lumină deodată. Era bătrânul vânător Zeb Stuv. Ce fericire! Am atâta nevoie de el!" exclama fata, răsuflând ușurată. Cine știe, poate că mi-aduce vreo veste. Zeb trebuie să o cunoască. Dar după cele întâmplate, nu strică să fiu prevăzătoare chiar și cu el. Oh, dacă eram sigură că Moris mă îndrăgește, nu mai îmi păsa de nimic. Cât de groaznică pentru mine nepăsarea ce mi-arată. Și când te gândești că se poartă astfel cu mine, cu mine lui Pondexter. Nu, așa ceva nu se mai poate. Trebuie să scap de povara asta. Fie și cu prețul fericirii mele. Între timp, Zeb Stup se apropiase și oprise calul în fața casei. Dragă Mister Stu, îl întâmpină să Louise, nici nu știi cât mă bucur să te văd. Hai, vino sus. Te pricep strașnic la cățărat, așa că scara e un flec pentru dumneata. Aici o priveliște minunată și nu o să-ți pară rău de o steneală. Dacă te văd pe dumneata, Miz Louise, Mă socot răsplătit împărătește. O clipă numai. O duc pe bătrânica mea la graj și vin. Negru Pluto, care răsărise ca din pământ, lo frâul din mâna vânătorului și plecă cu calul spre grajd. Zeib Stup urcă pe azotei, sărind câte două-trei trepte odată. Tânăra gazdă îl salută bucuroasă pentru a doua oară și îl duse într-un colț mai retras. Bătrânul îi simți din prima clipă tulburarea și înțelese că n-a fost poftit sus ca să admire frumusețea priveliștii. Spune-mi, te rog, Mr. Stu, fiindcă dumneata cred că știi totul, începă Luiz, atrăgându-i brațul și privindul l întrebător în ochi. Cum se simte? E rănit grav? Mă întrebați de Mr. Calhoun? Nu, nu, starea lui mi-e cunoscută, nu de el vorbesc. După câte știu, sunt doi răniți și unul e moris Mustangerul. De el mă întrebați? Da, de el. Înțelegi, deși ți a certat cu vărul meu, nu pot fi indiferentă față de omul acesta. Maurice Gerald mi-a salvat viața de două ori. Spune-mi, rănit grav? Vorbele creolei vă deau atât tulburare încât orice glumă ar fi fost ne la locul ei și Zeb se grăbi să-i răspundă. Nu, nu-i nicio primejdie. Un glonț i-a străpuns piciorul ceva mai sus de gleznă. O rană care te săcăie, taman cât o zgârietură. Un alt glonț l-a nimerit în brațul stâng, dar asta nu-i mare lucru. <hânt> în schimb, a pierdut destul sânge. Alminter se simte bine și peste câteva zile o să se dea jos din pat. El spune că dacă ar da o raită călare prin prerie, s-ar lecui mai iute decât pot să-l lecuiesc toți doctorii din Texas. Și o gândesc la fel. Numai că până una alta, chirurgul fortului care îl îngrijește, îl ține la pat. Și unde e? La hotel, acolo unde s-a petrecut toată povestea. Aud că la Oberduffer nu se simte prea bine, o fi având nevoie de o mulțime de lucruri. O clipă, Mr. Stuf, mă întorc îndată. Aș vrea să-i trimit câte ceva. Face asta pentru mine, nu-i așa? Sunt convinsă. Fără să-i mai aștepte răspunsul, lui scoborâ scara într-un suflet. se întoarse cu un coș în mână. Dragă mister Stu, bun și duia asta lui Mr. Gerald. Am pus aici niște vin, dulceață și alte lucruri. Când ești bolnav, simți nevoia să te răsfeți și mă îndoiesc să găsească la hotel ceva bun. Dar să nu-i spui cine te-a trimis. Să nu-i spui la nimeni. Hai să păstrezi taina asta? Doar ești uriașul nostru cel bun. Puteți fi liniștită în privința bătrânului Zevstuf, Miss Louise. Am aflat că a mai primit bunătăți, Le a adus un mexican. L-am întâlnit când veneam în coace. Mexicanul însuțea o tânără femeie care călărea ca un bărbat. El ținea în mână un coșuleț, la fel cu cel pe care Mr. Morris l-a primit de curând. Se vede că i-a adus tot felul de bunătăți și de asta dată. Aceste câteva cuvinte erau pe deplin grăitoare. Totul devenise limpede ca lumina zilei. Louis Spondexter avea o rivală. Mexicana cu lasoul era logodnica, dacă nu chiar iubita mustangerului. Coșulețul așezat pe parmalăcul azotei și sprijinit de mâna Creolei alunecă deodată în gol și asta nu părea să fie o simplă întâmplare. Sticlele și borcănașele se făcură țândări pe lespezile de piatră ale curții, împroșcând totul în jur. Oh, ce păcat! Făcu Louise străduindu-se să nu-și strădeze tulburarea. Dar ce o să spună Florinda? Dar nu-i nimic, mister Gerald. E înconjurat cu multă grijă, mi se pare, și nu cred să aibă nevoie și de darul meu. Sunt tare bucuroasă că n-a fost uitat. Doar îi datorez atât de mult. Te rog, mister Stu, să nu-i spui nimic. Mai ales că ai fost pe la mine. Nici măcar că am întrebat de el. Vărul meu i-a fost adversar în duel și s-ar stârni discuții inutile. Îmi făgăduiești, dragă mister Zeb? Vă jur dacă vreți. Am să fiu mut, Miss Louise. Vă puteți bizui fără teamă pe bătrânul Zeb. Știu. Hai de aici, soarele a început să ardă. Mergem jos, poate găsim niște whisky Slăbiciunea dumitare, mi se pare. Hmm? Hai, vino. Tânăra creolă se îndreptă cu prefăcută voioșie spre scară, fredunând un vals din New Orleans. Gurând își luară rămas bun, căci prezența bătrânului vânător nu mi-ai nimic. Apoi se închise noda ei, dornică să rămână singură cu durerea ce îi umplea sufletul. Pentru prima oară în viață, lui Pondexter cunoștea chinurile geloziei. Pentru prima oară cunoștea dragostea adevărată. Era îndrăgostită de Mori Gerald nu mai încăpea nicio îndoială, iar grija acelei seniorite mexicane față de el nu putea fi doar o simplă prietenie. Desigur, între ei doi existau legături mai strânse. Luis nu-și mai putea găsi locul. Simțea că trebuia să o vadă cu orice echipe mexicană, să o privească în ochi. La puțin timp, după plecarea lui Zeibstu, porunci să-i se pregătească mustangul. Așa cum bănuia, pe când se apropia de fort, își întâlni rivala. Drumul aici era un brit de copaci și mexicana stătea în șa cu vălul pe umeri. Părul bogat și negru ca pana corbului îi încadra chipul minunat și oacheși. Supunându-se bunei cuvințe, se mulțumira amândouă să se privească întreagăt. Dar după ce se depărtară puțin, nu se putu răstăpâni și întoarse capul. Se vede că nu numai Luiza auzise de seniorita mexicană, ci și seniorita știa de ea. Gândurile Luizei deveniseră și mai negre. E frumoasă, își zise ea, lăsându-și riva la urmă. Prea frumoasă ca să-i fie mai prietenă. El o iubește, sunt sigură. Numai așa mă explic indiferența lui față de mine. Trebuie să-l uit. Trebuie să arunc povara asta sentimentală. Să uiți. Ușor de zis. Dar oare sunt în stare? Nu trebuie să-l mai văd. Ce vină am ca să merit aceste suferințe? O, oh, mori geral. De ce oare te-am îndrăgit? Lui Spondexter era greu să lupte cu simțământul ce pusese stăpânire pe ea. La început crezuse că prin puterea voinței va izbuti să-și înăbușe durerea din inimă, că voioșie ei dintotdeauna are să o ajute. Dar zilele treceau fără să-i aducă nicio alinare. Mori Geral îi stăpânea prea mult inima. Erau clipe când îl ura, sau mai bine zis, se străduia să-l urască. Atunci se părea că ar putea ea însăși să-l ucidă fără nicio părere de rău. Dar toate acestea erau stări trecătoare. Cu cât se gândea mai mult, cu atât își dădea mai bine seama că și dacă ar fi fost cel mai apric dușman, tot n-ar fi încetat să-l iubească. Era peste puterile ei să-l disprețuiască, să-l urască. Acum nu se mai străduia decât să fie cât mai nepăsătoare față de el. Zadarnice strădanii. Zi de zi urca aproape la fiecare ceas sus pe azote, și se uita în lungul drumului. Mai mult, în ciuda hotărârii de a evita cu orice chip pe omul care o făcuse nefericită, rătăcea fără țintă pe Mustang prin prerie și prin orășel, doar, doar îl va întâlni. La trei zile după ce-și văzu pentru prima oară rivala, lui o zări din nou de pe azotee. Tânăra mexicană era însoțită de același călăreț ca și data trecută. Omul ducea un coșuleț la fel. Luiz îi urmări cu privirea, tremurând de gelozie și pizmuindu o amarnic pe aceea care i-o luase înainte în grija ei față de rănitul țintuit la pat. Între timp mai aflase câte ceva despre ea. Se numea Dona Isodora Cavarubio de Los Lanos și era fiica unui mare proprietar de perio Grande și nepoata unui plantator de pe Leona. Trecea drept o tânără eccentrică, pricepută în mânuirea la soului și capabilă să îmblânzească orice mustang sălbatic, afară doar de propriile ei capricii. Iată părerea americanilor din setlement despre seniorita mexicană. Departe de a o liniști aceste lucruri, avură darul să sporească și mai mult gelozia lui Izei. Tânăra creolă, s-o cotea ca asemenea însușiri, trezesc admirația bărbaților față de frumoasa mexicană și se îndoia că Mori Gerald ar fi o excepție. Mai trecură câteva zile, dar fata cu lasoul nu se mai arătă. Acum s-a vindecat chipzuia creola în sinei și nu mai are nevoie de prea multă îngrijire. Cugetând astfel, stătea pe azoteie privind în depărtare. Era dimineață, curând după răsăritul soarelui, când se-i vea de obicei călăreața. Deodată lui în îl zări cu imire pe Maurice Gerald, călărea domol și se ținea în șa cu oarecare stângăcie. De cum îl recunoscuse, se după parmalăc, un strigăt surd îi scăpă din piept. Nu era un strigă de mirare, nici un strigă de milă la vederea palorii de pe chipul mustangerului și a brațului rănit. Era gemătul unei inimi copleșite de suferință. Rănitul se îndrăvenise și nu mai avea nevoie de o soră de caritate. Acum se ducea el însuși la ea. La dăpostul florilor de iuca, Luis urmărea cu înfrigurare orice mișcare a mustangerului. Simți o mică ușurare când băgă de seamă că a aruncat câteva priviri spre casa del Corvo și fudea dreptul bucuroasă atunci când îl văză oprindu-se în marginea crângului și scrutând în direcția haciendei. O clipă îi licări în inimă speranța că se gândește la ea, o bucurie trecătoare care îi lua loc în data aceeași amară tristețe. Desigur se ducea să o vadă pe dona Isodora rubio de Los Lanos. Cei drept peste un ceas făcea cale întoarsă. Totuși putea foarte bine să se fi întâlnit cu mexicana în crâng, ce însemnătate mai avea faptul că mustangerul privi din nou spre haciendă și din nou se opri în marginea crângului cu ochii ațintiți în direcția casei del Corvo? Asta nu putea să fie decât perfidie, numai astfel își explica lui Is purtarea lui. Nu urmărea decât să-i zgândre rănile inimii. De ce o are atâta cruzime? De ce s-a mai oprit să se uite spre haciendă când mai avea pe buze săruturile fierbinți ale Isodorei? Luiz, Pondexter stătea pe azotei chinuită de gelozie. În ajun își jurase să nu mai urce niciodată aici, dar își călcă jurământul chiar a doua zi, mai înainte ca soarele să soarbă roa ce argintea ierburile preriei. Se uita cu cordare în lungul drumului și, în tocmai ca în ajun, îl zări pe mustanger trecând. Se pitulă după parmalăc. Mustangerul aruncă o privire spre haciendă, apoi se opri în marginea crângului cătând a țintit în direcția casei del Corvo. Inima zvâcnea cu putere în pieptul tinerei creole, plină de nădejde și teamă. Era gata să se arate, dar teama birui și după o clipă pierdu călărețul din ochi. Unde se ducea? Se ducea să o întâlnească pe Isodora? Desigur. Mai putea oare să se întoiască? Lucrurile trebuiau lămurite fără nicio întârziere. Nu trecură nici douăzeci de minute și pe drum apăru un cal bălțat cu o blană de leopard. Inima geloasă, creole, nu putuse să mai îndure chinurile îndoielii. Oricare ar fi fost adevărul, era de preferat bănuielilor cumplite ce o canoneau. Și lui se hotărâ să afle adevărul. Porni spre crângul în care abia se afundase mustangerul. Salcâmii așterneau umbre tremurătoare pe drum. Calul înainta aproape fără zgomot prin iarba înaltă și mătăsoasă, dar fata se temea să nu nimerească cu copita în vreo piatră. Nu slăbea crângul din ochi. Curând urcă pe o colină, de unde zări o casă înconjurată de copaci înalți. Era conacul lui Silvio Martinez, unchiul Isodorei. O știa prea bine. Jos în preria netedă cam în palmă se vedeau și alte așezări, dar privirea întrebătoare a creolei stătea țintită doar asupra conacului din vale și spre drumul ce ducea în acolo Călărețul nu se zărea. Cine știe, poate că seniorita a ieșit înainte sau poate că morise înăuntru. Unde or fi acum? În crâng ori în casă? Și dacă sunt în casă? Oare don Silvio știe? Un echezat răsunător și un tropă de copite, izbind în piatră cu gândurile lui Izei. Era mustangerul. Urca povârnișul răpos drept spre ea. Bună ziua, Miss Poindexter, vorbi Moris aproape, bâlbâindu-se. Sunteți singură? Sigur că da. Dar de ce n-aș fi singură? E drept mi s-a spus că vă place să vă plimbați singură. Mi se pare că și dumitale-ți place să te plimbi singur, mister Gerald. Oare mă înșel? Aveți dreptate. Îmi place să umblu de unul singur, mă cam feresc de oameni. Am ghinionul să locuiesc de o bucată de timp la tavernă, la hotel, cum îi zice pompos patronul. Acolo e o hărmălaie de nedescris și asta mă obosește. Plimbările prin locurile liniștite, la umbra salcâmilor, mă odihnesc, mă desfată. Nu sunteți de aceeași părere? Dumneata știi mai bine, doar ieși des la plimbare. Des? E a doua oară. Abia m-am dat jos din pat după boală. Iertați-mă, mispandester, Pandester, dar de unde știți că am mai trecut pe aici? Oh, o Louise încurcată. Cum să nu știu? M-am obișnuit să-mi petrec aproape toată vremea pe azote, acolo sus, e minunat, mai ales dimineața. Nu se putea să nu te văd trecând. Dar când ajungeai sub salcând, te pierdeam sub ochi. Vă să zic că m-ați văzut? Desigur, doar drumul în apropierea casei noastre. Am văzut trecând și o tânără lady și am admirat-o cu câtă iscusință a aruncat la soul de gâtul unei biete antilope. Sunt convinsă că era fata de care mi-ai vorbit. Isodora? Da, Isodora tot ce se poate. A stat câtva timp aici la un al ei. Și a fost foarte atentă cu Mr. Morris Gerald, nu? Da, într-adevăr, foarte atentă. Încă n-am avut posibilitatea să-i mulțumesc. Cu toată prietenia ce-mi poartă, nu-i îndrăgește pe străini și nu s-ar învoi în ruptul capului să calce pragului Mr. Obendufer. Pe semne că îi place mai mult să vă întâlniți aici, la umbra cu câmilor. N-am văzut-o de multă vreme și n-am să o văd încă foarte multe luni, fiindcă a plecat pe Rio Grande. Adevărat, mister Gerald, nu te-ai întâlnit niciodată cu ea de când a plecat de la unchiul ei?" Nu, rosti Moris, mirat. Între timp am aflat că a rămas aici numai ca să-mi trimită tot felul de bunătăți. Sincer vorbind, mi-au prins de minune în perioada cât am zăcut la pat. Bucatele lui, Oberdufer sunt ca vai de lume, ca să nu mai spun despre felul cum s-a purtat cu mine. Dona Izodora m-a răsplătit cu dărnicie pentru serviciul neînsemnat pe care i l-am făcut cândva. Un serviciu? Pot să știu și eu despre ce-i vorba, mister Gerald. O, oh, desigur! Am scăpat-o pe dona Izodora din mâinile bandiților. Bandiții o atacaseră pe drumul dinspre Rio Grande, spre Leona, și dacă nu soseam la vreme, cu greu ar fi izbutit să le scape. Și dumneata numește asta un serviciu neînsemnat? și foarte modest, mister Gerald. Dacă ar fi făcut cineva pentru mine așa ceva, cum l-ați fi răsplătit? Întrebăm ustangerul, cuprins de o vădită tulburare. I-aș fi dăruit dragostea mea, murmură lui Isu. Atunci, șopti Morisa plecându-se spre ea, mi-aș da bucuros jumătate din viață ca să cădeți în mâinile bandiților și cealaltă jumătate ca să vă scap de ei. Adevărat, Mori, Geral. Nu glumi cu mine, doar nu sunt un copil, spune-mi adevărul. Gândești cu adevărat tot ce mi-ai spus? Da, e adevărul adevărat, vă jur.